Satul Mânărău, aparținând de comuna Peștișul Mic, este practic lipit de municipiul Hunedoara. Cu toate acestea, locuitorii Așezării nu beneficiază de apă curentă în gospodării. Pentru Mânărău există un astfel de proiect depus de fostele administrații încă din anul 2009, dar abandonat ulterior, iar actuala echipă de conducere din primăria Peștișul Mic, care și-a intrat în atribuții doar în toamna anului trecut, a făcut toate demersurile necesare pentru reluarea investiției. Din păcate avem o problemă la Mânărău cu alimentarea cu apă. Acolo foarte multă lume nu înțelege, din păcate, că acel contract pentru alimentarea cu apă nu a fost încheiat de către actuala administrație. Acolo discutăm de un contract încheiat în anul 2009 și suntem în anul 2021. Noi, eu în principal, din momentul în care am preluat mandatul, am făcut eforturi susținute împreună cu colegii mei din primărie pentru finalizarea acelei lucrări la bazinul de alimentare cu apă din Mânărău și credeți-mă că problemele n-au fost puține pe care le-am întâmpinat. Primarul comunei Hunedorene Peștișul Mic speră ca problema legată de alimentarea cu apă la Mânărău să se rezolve în cel mai scurt timp. De asemenea, Daniel Dobruțchi își dorește să introducă și gazul metan la Mânărău, mai ales că, înainte de a-și prelua mandatul, locuitorii satului plătiseră pentru un proiect care, la fel, a fost lăsat de izbeliște de fostele administrații ale comunei. Sperăm ca într-un timp relativ scurt această lucrare să fie finalizată și să putem încheia povestea odată pentru totdeauna cu alimentarea cu apă la Mânărău. Nu aș vrea să ajungă și alimentarea cu apă de la Mânărău așa cum a ajuns proiectul de gaz de la Mânărău. Și cei de la Mânărău știu foarte bine despre ce vorbesc, pentru că au plătit niște bani și au rămas fără bani, tot din cauza anumitor persoane care au fost în vechea administrație, din păcate, și care au vrut să fie în continuare, în condițiile în care n-au reușit să facă practic nimic pentru locuitorii satului Mânărău. De altfel, reprezentanții administrației publice locale din Peștișul Mic doresc să introducă apa și gazul metan în toate cele 10 sate ale comunei. Proiectele pentru apă sunt deja depuse pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny. În ceea ce privește gazul metan, proiectele sunt pregătite, fiind în așteptarea deschiderii sesiunii dedicate acestui capitol pe același program Anghel Saligny, unul cu finanțare guvernamentală. Eu, personal, nu fac niciun fel de diferență între locuitorii unui sat sau a altui sat. Toate satele aparținătoare comunei sunt considerate cu drepturi egale și voi face demersurile de așa manieră încât toată lumea să beneficieze de avantajele pe care le putem oferi prin aceste proiecte. Mânărău este cea mai mare localitate din componența comunei Peștișul Mic, aici trăind în jur de 300 de suflete.